Podul peste Dunăre de la Brăila are deja primele probleme, la doar o lună și puțin de la marea inaugurare. Pe toată lungimea lui asfaltul s-a umplut de denivelări. Șoferii sunt nemulțumiți, însă autoritățile susțin că problemele au apărut tocmai din vina celor care nu respectă restricțiile de tonaj. Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila este cel mai mare de acest gen construit vreodată în România și al treilea ca dimensiune din Europa. Acesta a fost inaugurat pe 7 iulie, iar la ceremonie au participat, printre alții, președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu.